trei luni au sancționat așa, iar fostul șef de la Constanța, de la rutieră, omul e la pensie. Da, nu e primul caz în care asistăm ca cei care greșesc flagrant, mai apoi ne trezim cu ei că au împlinit vârsta de pensionare. Cum n-ai se face că aceștia se pensionează atunci când ar trebui ca instituțiile abilitate să ia măsuri cu aceștia? Cred probabil că și din acest punct de vedere avem o problemă legislativă, pentru că e o chestiune repetitivă în momentul în care se întâmplă astfel de cazuri, asistând la pensionări pe bandă rulantă și nu mi se pare normal. Însă, repet, nu cunosc în amănunte legate dacă este o problemă legislativă. Cred că maximul de sancțiune care se poate da, 20%. Da, pare că este o problemă legislativă și atunci cu siguranță că trebuie să ne asumăm și noi și această vină. Ei au dat maximul din lege, dar legea permite foarte puțin sancționare. Iar în ceea ce privește sancționarea celor lanți, mă rog, a spus dumneavoastră 20% din salariu, mie mi se pare mult prea puțin comparativ cu tragedia care a fost acolo. Acolo lucrurile sunt foarte clare. Nu există o greșeală, pentru că am putea să acceptăm că, da, domnule, n-ai fost atent la studierea unui buletin. E adevărat, nu ca la Cherecheș în care au trecut cu vederea, ci e altceva aici. Însă aici totuși avem niște greșeli flagrante de a-ți face treaba acolo unde ești pus și din punctul meu de vedere cred că se impune o anchetă pentru a vedea foarte clar de ce s-a luat această decizie doar 20% din salariu, în condiție în care acolo am asistat la o adevărată tragedie. Mi se pare mult prea puțin și cred că această măsură trebuie reevaluată la nivelul Ministerului de Interne. Da, Sergiu Bulc,